Frați și surori, vă invit acum să citim cuvântul Domnului. Aduceți-vă aminte că înainte de timpul de stăruință, cu 4 săptămâni în urmă, am început un ciclu de lecții biblice, căruia i-am dat numele Trebuie să fim. Este un imperativ, este o poruncă, este o necesitate. Nu este o opțiune, ci este o poruncă. Trebuie să fim. Am făcut atunci o introducere în ceea ce am numit lecția numărul 1 și cele 3 săptămâni de stăruință au fost o pauză din punct de vedere al acestui ciclu de lecții biblice. Prin harul Domnului acum am ajuns la momentul în care vom relua ciclul acesta cu lecția numărul 2 din seara aceasta și o mare parte din timpul care ne-a mai rămas să-l petrecem împreună aici în sanctuar, în prezența Domnului, cu frații, cu surorile, cu cei neprihăniți și fără prihană, aș vrea să îl folosim gândindu-ne la această a doua lecție numită Trebuie să fim fără prihană. Textele biblice care motivează ciclul acesta de lecții este cele pe care le-am citit data trecută, 1 Timotei, capitolul 3, versetul 2 și Tit, capitolul 1, versetele 6 și 7. Tit, capitolul 1, versetele 6 și 7 și 1 Timotei, capitolul 3, versetul 2. De data aceasta nu vom mai citi aceste două texte biblice, pentru că în primul rând le-am citit data trecută și în al doilea rând ele sunt foarte cunoscute pentru noi. În al treilea rând, dumneavoastră aveți Biblia deschisă chiar acum acolo. Fără prihană este primul cuvânt care este așezat ca o provocare în fața noastră. Trebuie să fie fără prihană. Trebuie să fim fără prihană. Dicționarul explicativ al limbii române spune că fără prihană înseamnă fără fapte care încalcă morala, fără vină, fără păcat. Prihană însemnând lipsa, însemnând păcatul, însemnând vinovăția, însemnând încălcarea moralei. Dacă privim în textele spre care v-am invitat să priviți în această seară, veți constata că acest primul trebuie să fiți fără prihană este de fapt un cuvânt care rezumă pe toate celelalte care îl urmează. Dacă privim în fapte 6, observăm că este nevoie de lideri, de oameni care să fie făcuți responsabili de anumite activități. Și prima calitate de care Biblia ne spune că ei trebuiau să o aibă este să fie vorbiți de bine. Să fie vorbiți de bine. În versetul 3, Biblia spune, oamenii aceia să fie vorbiți de bine. Mai târziu, Pavel aude despre Timotei același lucru și în fapte, în capitolul 16, versetul 2, Biblia ne spune că Timotei era fără prihană, era vorbit de bine, avea o reputație bună între oameni, avea un nume bun. Aș vrea să vă arăt scurt în seara aceasta 3 lucruri despre reputația lui Timotei. În primul rând, la modul general, oamenii îl vorbeau de bine pe Timotei. O reputație bună creează conversație, reacție pozitivă. Adică, dacă se întâmplă ceva foarte plăcut la Betania, duminică dimineața sau seara, luni de dimineață, când oamenii se întâlnesc la lucru, vorbesc despre evenimentul acesta. Ai auzit ce s-a întâmplat la Betania? Întotdeauna un eveniment plăcut, un eveniment pozitv, creează conversație. Oamenii vorbesc despre el. Sigur că oamenii vorbesc și despre evenimente negative. Despre Timotei se vorbea bine, oamenii la modul general vorbeau bine despre el. El era un subiect de discuție pozitivă datorită comportamentului lui. În al doilea rând, despre Timotei nu au vorbit doar oamenii din jurul lui, ci au vorbit mulți oameni. Testul este nu dacă cineva te vorbește de bine, ci câți te vorbesc de bine. Pentru că e normal ca soția mea să mă vorbească de bine, indiferent cum sunt eu. E normal ca cercul meu apropiat de prieteni să mă vorbească de bine, indiferent cum sunt eu, pentru că orice om are și calități. Dar ce vorbesc de mine masa mare de oameni? Cum vorbește despre mine comunitatea română? Despre Timotei
Nu vorbeau frumos doar bunica lui și doi, trei prieteni, ci vorbea frumos despre el toți oamenii. El avea o reputație bună și toată comunitatea îl aprecia. Apoi, nu numai în Listra, orașul lui, ci și în Iconia, dacă citim în Biblie, el era vorbit de bine. Nu numai în orașul lui era vorbit de bine, ci și în alte orașe, alți oameni din alte localități au auzit despre reputația lui, au auzit despre calitățile lui, despre virtuțile lui, au auzit despre sacrificiul lui, despre loialitatea lui față de Pavel, despre faptul că el a devenit un urmaș al acestuia. Atunci când un om trăiește frumos, este vorbit de bine, chiar dacă 1, 2, 3, 5, 10 îl vorbesc de rău. Dar marea majoritate a oamenilor îl vorbește de bine pentru că el este un om cu o bună reputație. Oamenii îți pot lua multe lucruri, dar nu îți pot lua reputația. Și este foarte important ca omul lui Dumnezeu să aibă o reputație bună. Trebuie să aibă o reputație bună. Nimeni nu frecventează o biserică care are o reputație slabă. Nimeni nu se căsătorește cu o fată care are o reputație proastă. Nimeni nu se căsătorește cu un băiat care e vorbit de rău. Nimeni nu-și face prieten de familie o familie care are o reputație urâtă. Niciunui pastor nu îi se face o mărturisire și nu-i cere nimeni sfatul dacă el are o reputație neagră. Noi toți căutăm o companie cu o reputație bună, căutăm un prieten cu o reputație bună, căutăm o biserică cu o reputație bună. Pentru că reputația bună este cartea de vizită a unui individ sau a unei comunități. De aceea, a avea o reputație bună, a fi în afara vinei, în afara vinovăției, nu este doar o opțiune, ci este un imperativ, este o poruncă, este o condiție. Adevărul este că avem nevoie de timp și perseverență pentru a câștiga o reputație bună. Avem nevoie de maturitate și echilibru să o păstrăm. În primul rând, avem nevoie de timp și perseverență să ne formăm o reputație bună și în al doilea rând, avem nevoie de maturitate și de echilibru ca să o păstrăm. Pentru că sunt oameni care și-au făcut o reputație bună, dar așa cum și-au făcut-o, au și pierdut-o. Nu și-au mai păstrat-o. Nu-i suficient să-ți faci o reputație bună, trebuie să o și păstrezi. Dacă în timp și perseverență ți-o faci, atunci trebuie să știi în seara aceasta, aducându-ți aminte, că prin maturitate și echilibru ți-o păstrezi. În primul rând am văzut explicația cuvântului. În al doilea rând am văzut trei lucruri despre reputația lui Timotei. În al treilea rând aș vrea să observăm cum recunoaștem un om care are o reputație bună, care este fără prihană, fără vinovăție, care nu e vorbit de rău, care nu are vinovăția asupra lui. În primul rând, omul care este fără prihană, omul care este vorbit de bine, omul care are o reputație bună datorită comportamentului lui, nu pentru că este fiul nu știu cui. În primul rând, acesta este un om care poate fi ușor iubit de alții. Omul care este vorbit de bine poate fi ușor iubit. Îl iubești ușor, îl iubești din prima. Simți că este un om agreabil, un om în prezența căruia te simți confortabil. Nu e un om cu care te simți rău. Nu este un om care te face să te simți prost în prezența lui. Nu este un om care îți creează complexe, ci este un om pe care îl iubești ușor. Stai cu plăcere în prezența lui. Este o persoană agreabilă. Este o persoană lângă care îți face plăcere să stai. În al doilea rând, el este un om cinstit. Poți să ai încredere în el, să-i lași casa pe mână. Pentru că știi că este o persoană integră, este o persoană cinstită, are principii. Principii peste care nu calcă chiar dacă pierde. Este un om cinstit. Întotdeauna oamenii care au o reputație bună n-au ajuns la reputația aceasta pe flori, ci au ajuns la această reputație uzând în fiecare zi și dovedind cinstea lor, onestitatea lor, integritatea lor. Poate cineva să aibă foarte mulți bani, dar dacă nu este cinstit, oamenii nu-l respectă. Nimeni nu l-a respectat pe Ceaușescu, chiar dacă era președinte, pentru că el nu era un om cinstit.
nu-l puteai iubi ușor, dimpotrivă, oricât de mult te străduiai, nu reușeai să-l iubești. În al treilea rând, omul care are o reputație bună este o persoană sensibilă. Nu este un om dur, un om insensibil, un om rigid, un om de metal, de fier, ci dimpotrivă e o persoană sensibilă. Dacă îi spui despre cineva, îi se face milă. Dacă îi prezinți o problemă, o criză, un necaz, îi se face milă. Dacă vii în prezența lui cu o situație disperată, îi se face milă. Nu este un om insensibil, ci imediat devine parte la ceea ce este bine de făcut. Este o persoană sensibilă. Una dintre caracteristicile persoanelor care ajung să aibă tot ce își doresc de la viață este insensibilitatea. Insensibilitatea. Mi-aduc aminte de o întâmplare care s-a petrecut în Gara de Nord din capitala României, în București. Un copil cerșea și un domn îmbrăcat frumos cu diplomat, căruia copilul i s-a adresat să-i ceară un ban, l-a lovit cu palma peste ceafă foarte agresiv și i-a spus: cine te-a făcut să-ți dea și bani? Lângă el era un alt cerșetor, o femeie în vârstă. Femeia aceasta s-a dus la copilașul care a început să plângă, a scos din banii din buzunar pe care îi cerșise înainte o mână de bani și i-a spus copilului: pentru că eu sunt ca tine, sunt singura persoană care te înțelege. Ia te rog banii aceștia. Și a plecat. Banii aceia pe care i-a dat bătrâna probabil erau jumătate sau poate chiar tot din ce cerșise ea în ziua aceea. O femeie cu pielea zbârcită, o bunică, care stătea umilindu-se să ceară bani, pentru că n-avea pensie, pentru că n-avea niciun ajutor social și trăia din mila oamenilor. Și și-a dat munca pentru o zi, din sensibilitate. Dacă a doua zi aș fi întâlnit-o pe femeia aceea murdară, care mirosea urât, care era dezagreabilă, m-aș fi oprit în fața ei. Eu, care sunt îmbrăcat frumos, om cu școală și pretind eu cu educație, eu m-aș fi oprit în fața ei și i-aș fi spus: ești o adevărată doamnă, respectele mele. Pentru mine femeia aceea a avut o reputație mai mare decât domnul acela. Domnul acela era îmbrăcat în domn, dar nu era domn. Iar cerșetoarea aceasta nu era îmbrăcată în doamnă, dar era o adevărată doamnă. Nu întotdeauna domnii arată domni. Și nu întotdeauna cei care arată a domni sunt cu adevărat. Un om cu o reputație bună este un om sensibil. Mai mult de atât, el în tot ceea ce face, îl reflectă pe Iisus Hristos. Îl imită pe Iisus Hristos. Îl copiază pe Iisus Hristos. Îl urmează pe regele lui, pe împăratul lui, pe domnul lui. El este un tată bun, el este un soț bun, înțelegător. El este harnic, el se ține de cuvânt întotdeauna, nu este îngânfat, nu este arogant, nu este o persoană la care nu poți ajunge, ci dimpotrivă, este un om la care poți ajunge, este accesibil. Ai curaj să-l recomanzi pentru orice lucrare bună. Nu ți este frică să-i spui unui prieten: măi, dacă vine ăsta la tine, te rog frumos, bagă-l în casă și ajută-l cu tot ce-ți cere, fă-o în numele meu, pentru că este un mare bărbat sau o mare femeie. Nu ți este frică să-l recomanzi. Pentru că are o reputație bună. E un om care trăiește în afara prihanei, în afara vinei, în afara suspiciunii. Este un om care îți câștigă încredere și respect. Și Biblia spune, trebuie să fiți astfel de oameni. Mai mult de atât, el nu te dezamăgește. Iar dacă se întâmplă și el se greșească, atunci are putere să spună: am greșit, recunosc, îți cer iertare. Demnitatea lui îl face când greșește să recunoască și să spună: sunt vinovat, te rog să mă ierți. Asta îi dă și mai mare respect și încredere. El nu profită de pe urma ta niciodată. Nu este un oportunist, ci dimpotrivă,
Este o persoană care încearcă să ajute, nu să profite. El nu manipulează oamenii pentru a-și atinge scopurile. El este un om care iubește oamenii, care ajută oamenii, dar nu-i manipulează, nu-i folosește, pentru că el încearcă să reflecte pe Iisus Hristos. Un astfel de om trebuie să fiu eu, un astfel de om trebuie să fii dumneata, un astfel de om trebuie să fie omul lui Dumnezeu, fără prihană, fără vină, fără suspiciune, ci cu o imagine, cu o reputație bună. El întotdeauna știe încotro se îndreaptă și are un plan. Recunoaște și respectă autoritatea. Recunoaște când greșește. Se lasă învățat de alții. Nu este o persoană care crede că știe totul, ci respectă și opinia altuia. Îl ascultă și pe altul, chiar dacă are altă opinie. Și stă să se gândească dacă nu cumva și celălalt are dreptate. Nu crede despre el că întotdeauna are dreptate. Pentru că în afară de Dumnezeu, niciun om nu are întotdeauna dreptate. În al patrulea rând, în seara aceasta, aș vrea să vă aduc aminte de câteva texte biblice unde Dumnezeu asociază câteva calități cu fără prihană. Haideți să observăm cu ce este asociată o bună imagine, o bună recomandare, un om fără prihană, fără vinovăție. Dacă citim în Iov, capitolul 1, versetul 1, Biblia ne spune că omul fără prihană este asociat cu omul curat la suflet. Un om curat la suflet, are sufletul curat și el greșește. Și lui se întâmplă rare ori să întârzie la o întâlnire. Și lui se întâmplă să greșească, că e om, dar la modul general, el are o inimă curată, așa cum spunea mai devreme robul Domnului, fratele Denis. La modul general, el are niște intenții curate, are o inimă curată. Te poți baza pe intențiile lui, chiar dacă deseori și el alunecă, dar se ridică. Mai mult de atât, în aceeași carte, capitolul 17, versetul 9, Biblia spune că cel fără prihană rămâne statornic pe calea lui, rămâne tare pe calea lui. Întâlnește astăzi oameni care au ajuns aproape la bătrânețe, dar nu rămân tari pe calea lor. Orice vânt, orice privire, orice vorbă îi deranjează și se moaie pe calea lor. Ei nu rămân tari. Maturitatea se exprimă prin perseverență, nu prin darea înapoi. Când un om este matur, se vede prin faptul că rămâne tare. Dacă cazi în mijlocul necazului, mică ți este credința, spune Biblia. Omul care are o credință mare se vede prin faptul că el nu dă înapoi, ci rămâne tare, rămâne pe poziție. El nu se lasă împins, jignit, ofensat, ofilit de absolut orice vorbă. Pentru că el este un bărbat matur, este un om încercat. Așa este omul fără prihană. În Psalmul 32, versetul 11, Biblia ne spune că omul cu inima fără prihană scoate strigăte de bucurie. Omul acesta este predispus la închinare. El nu este un om permanent închis, ci este un om care atunci când este momentul de închinare, el își deschide sufletul și din sufletul lui ies izvoare de închinare și strigă de bucurie în fața Dumnezeului lui. Dacă eu îmi laud soția și copiii, cum să nu-L laud pe Domnul? În Psalmul 33, versetul 1, Biblia spune că oamenilor de bine le șade bine cântarea de laudă. Oamenilor neprihăniți le șade bine cântarea de laudă, ceea ce vă spuneam la timpul de rugăciune în introducere. Oamenii care sunt fără prihană, acest Duh Sfânt care locuiește în ei, simte să-L proclame pe Dumnezeu Tatăl, pentru că Duhul Sfânt a venit pe pământ ca să-L proclame pe Tatăl și pe Fiul. Și o va face prin mine vasul de lut în care a intrat. Nu carnea și sângele laudă pe Dumnezeu, ci Duhul lui Dumnezeu care locuiește în inima mea. Duhul din mine nu mă lasă să stau adormit, ci mă trezește la viață și cu râvnă și pasiune îl laud pe Domnul. Priviți Psalmul 101, versetul 6. Cel ce umblă fără prihană îl va sluji pe Dumnezeu.
Omul fără prihană, calitatea de a fi fără prihană, este asociată cu slujirea. Nu poate fi un om fără prihană timp în care este iresponsabil în ceea ce privește nevoile poporului Dumnezeu. Omul acela simte nevoile și se cheltuiește pentru împlinirea lor. Simte nevoile copiilor, ale adolescenților, ale tinerilor, ale bătrânilor, ale femeilor, ale bărbaților, ale slujitorilor. El simte nevoia și arde să facă ceva ca nevoia să fie împlinită. Dacă soția sau copilul meu s-ar îmbolnăvi noaptea, aș mai dormi-o până dimineața, timp în care ea sau ei gem lângă mine? Nici de cum! M-aș ridica, m-aș îmbrăca și aș face ceva. Ce? Orice! Mi-aduc aminte când unul dintre copiii mei s-a lovit în parc la ochi foarte tare și era plin de sânge. Eram în România atunci, n-aveam niciun mijloc de transport. Țin minte că am luat copilul în brațe și am alergat până la spital, un drum destul de lung. N-am obosit, nu m-am oprit niciodată să mă odihnesc, eram disperat. Am uitat că am obosit. De fapt, nu mă gândeam la faptul că am obosit, ci mă gândeam la faptul că trebuie să ajung imediat la spital cu copilul meu. Când am ajuns acolo, mi-am adus aminte că am obosit, dar mi-am adus aminte la timp, după ce mi-am isprăvit misiunea. Omul care este fără prihană arde când vede o nevoie, pentru că nevoia nu e a fratelui, ci Dumnezeu a scos această nevoie ca să-mi încerce credincioșia, respectul, prietenia față de el și să vadă dacă nu cumva sunt un om irresponsabil, lacom și rău. Aduceți-vă aminte ce a spus Domnul celui care și-a mărit hambarele ca să o ducă mai bine. El n-a avut parte de ce a pus în hambar, pentru că punea doar pentru el. Omul fără prihană slujește, e disponibil, este un om care se pune la dispoziția lui Dumnezeu și a lucrării lui Dumnezeu fără rezerve. Nu pentru că el e grozav, ci pentru că această calitate dată de Duhul lui Dumnezeu și de Cuvântul lui Dumnezeu care este în el, îl face disponibil pentru Domnul. Dacă citim în Psalmul 111, versetul 1, Biblia spune: în tovărășia oamenilor fără prihană și în adunare. Oamenii care sunt fără prihană au un anturaj pe măsura lor. Niciodată un om fără prihană nu-și poate permite să stea într-un anturaj dubios, unde există fapte de rușine, indiferent cum se numesc ele. Indiferent, toate faptele de rușine care pot fi făcute. Eu niciodată nu mă voi însoți cu un astfel de om. De ce? Eu sunt un om fără prihană și oamenii fără prihană stă în compania oamenilor fără prihană. Când spun că eu sunt un om fără prihană, nu mă refer la mine, Luigi Mițoi, ci mă refer la omul ideal al lui Dumnezeu. Omul fără prihană va căuta anturajul oamenilor fără prihană. El nu va suporta faptele de rușine și prietenia cu oamenii care practică faptele de rușine. El nu va avea nicio legătură cu oamenii aceia, pentru că nu au nimic în comun. Se respinge comportamentul lor. Priviți Efeseni capitolul 1, versetul 4. Ca să fim sfinți și fără prihană. Un om care este fără prihană este un om sfânt. Un om cu o reputație bună este un om sfânt. Un om care trăiește în absența păcatului, în absența vinovăției, este un om sfânt. Dumnezeu îl privește ca pe o persoană sfântă și își găsește plăcerea în el. Priviți Filipeni capitolul 2, versetul 15. Să fim fără prihană, curați și copii ai lui Dumnezeu. Observați cine sunt copiii lui Dumnezeu. Oamenii fără prihană din țară, care sunt toată plăcerea mea. Cine este plăcerea lui Dumnezeu? Oamenii fără prihană. Oamenii care au muncit pentru o reputație bună, oamenii care au muncit pentru un nume bun, oamenii care de-a lungul anilor au dovedit că sunt integri, sunt cinstiți, sunt sensibili și înving ispita împotrivindu-se ei tari în credință. Multe lucruri sunt performanță în lumea noastră, însă cea mai mare performanță la care poate ajunge un om în tovărășie cu Dumnezeu este să ajungă fără prihană. Și Biblia spune, trebuie să fiți fără prihană. Noi toți trebuie să fim fără prihană. Este un imperativ, este o poruncă, este o condiție ca să devenim copii ai lui Dumnezeu. Nu putem fi copii unui Dumnezeu neprihănit timp în care noi ne permitem o viață prihănită, adică vinovată.
Știți bine că nimic spurcat și întinat nu va intra în cer. În 1 Timotei, capitolul 6, versetul 14, Biblia spune să păzești porunca fără prihană. Aici, a fi fără prihană este asociat cu a cunoaște și cu a împlini cuvântul lui Dumnezeu. Scumpii mei, atunci când noi am fost luminați de Duhul Sfânt să realizăm acest calendar de citire a Bibliei într-un an de zile și să-l punem la dispoziția dumneavoastră, să vă motivăm punând un studiu biblic duminică dimineața, n-am vrut să vă dăm o greutate în plus, ci am vrut să creăm Bisericii lui Dumnezeu, bătrâni și tineri, cei care nu au o altă metodă, o oportunitate de a împlini porunca, pentru că numai oamenii fără prihană își fac timp să împlinească porunca. Oamenii prihăniți, vinovați, oamenii aceia nu-și fac timp să împlinească porunca, ei n-au timp, ei sunt ocupați. Dar oamenii care sunt fără prihană, fără vină, oamenii aceia își fac timp să împlinească porunca, dar nu poți împlini ce nu cunoști. Trebuie mai întâi să cunoști și mai apoi să împlinești. 2 Petru, capitolul 3, versetul 14. Găsiți înaintea lui Dumnezeu fără prihană, fără vină și în pace. Oamenii lui Dumnezeu care sunt fără prihană trăiesc în pace. Vreau să vă întreb, oamenii aceștia nu sunt ispitiți? Răspunsul meu este, ba da. Oamenii aceștia nu sunt predispuși să se mânie? Ba da. Oamenii aceștia nu simt să se enerveze? Ba da. Oamenii aceștia nu sunt tentați să dea înapoi? Ba da. Oamenii aceștia nu sunt tentați să se certe și să-și facă dreptate într-o manieră firească? Ba da. Dar de ce nu o fac? Pentru că condiția lor, fără prihană, le dă demnitatea să se abțină și să se lupte și să-și păstreze prin maturitate și echilibru calitatea de fără prihană pentru care a lucrat de mult. Un om care este aici și care este cu o bună reputație știe că poate pierde orice, dar reputația nu și-o poate pierde, că a lucrat la ea de când s-a născut. Și niciodată nu o să mai aibă o a doua șansă pentru aș recâștiga reputația. Odată pierdută, nu știu și nu cred ca ea să se mai recâștige. Dragi oameni ai lui Dumnezeu, oamenii fără prihană întotdeauna trăiesc în pace. Ei își rezolvă într-o manieră duhovnicească problemele. Ei își rezolvă într-o manieră dumnezeiască conflictele. Ei tot timpul păstrează pacea, chiar dacă și ei sunt oameni, chiar dacă și ei au probleme, chiar dacă și ei trec prin valea umbrei morții ca noi, chiar dacă și ei sunt încercați, chiar dacă și ei sunt nedreptățiți, dar ei întotdeauna își rezolvă problemele într-o atmosferă de pace. De ce? Pentru că sunt fără prihană. Și condiția aceasta de fără prihană îi obligă la un anume standard de viață. Închei făcând o aplicație practică. Ca să fie mai ușor în seara aceasta să înțelegem ce și cum putem deveni fără prihană, vă rog, dacă vreți și puteți, țineți minte următoarele întrebări și încercați nu mie, ci măcar dumneavoastră și lui Dumnezeu să-i răspundeți. Primesc eu o reacție pozitivă de la oamenii care îmi sunt foarte apropiați, familia mea, sau oamenii aceștia mă suportă cu greu? Reacția lor față de mine este o reacție de respect pe care mi-o dau ușor sau se luptă ca să mi-o dea? Pentru că mi-o dau doar pentru că ei sunt respectoși, dar nu pentru că eu o merit. Cei din casa mea mă respectă ușor sau mă respectă greu? Asta arată cum sunt eu. Reacția lor arată cum sunt eu. În al doilea rând, mă caută pe mine oamenii să-mi împărtășească problemele lor pentru că eu le-am dovedit lor că sunt un om care știu să păstrez secretele? Sau nu? Aceasta este o a doua întrebare. Îndrăznesc oamenii să discute cu noi, cu mine, cu dumneata sau nu?
Aceasta este un mare examen pentru fiecare dintre noi, pentru că toți suntem oameni. A treia întrebare. Se adâncesc relațiile mele cu oamenii de bine sau cu oamenii de rău? Se mărește cercul de oameni de bine în jurul meu sau cercul de oameni de rău se mărește în jurul meu? Pentru că oamenii cu care mă asociez arată ce fel de om sunt eu. Oamenii cu care mă unesc eu arată ce fel de om sunt eu. Aduceți-vă aminte de proverbul românesc. Nu e doar un proverb românesc, este o realitate recunoscută și de români. Spune-mi cu cine te unești, cu cine mergi, cu cine umbli, ca să spun cine ești. Ultima mea întrebare. Mă recomandă pe mine oamenii pentru lucruri importante sau spun, mă, nu te duce la ăla că... Fiecare dintre noi căutăm un medic bun și auzim, nu te duce la medicul ăla că, du-te la ăla că. Fiecare dintre noi căutăm un mecanic bun, fiecare dintre noi căutăm un magazin bun, un prieten bun, o biserică bună, dar auzim tot felul de recomandări despre o biserică, despre un om. Mă recomandă pe mine oamenii ca fiind o persoană de încredere sau mă recomandă pe mine oamenii ca o persoană de care e bine să te ferești? Pentru că cum mă recomandă pe mine oamenii? Aceste întrebări noi le putem evita, dar ele nu ne evită pe noi. În încheiere, frați și surori, dragi prieteni, aș vrea în seara aceasta să vă spun că Dumnezeu ne spune, trebuie să fiți fără prihană. Omului Dumnezeu trebuie să fie fără prihană. Stau în seara aceasta înaintea Domnului ca un om, cu toate slăbiciunile cu care mă lupt în fiecare zi și mă gândesc, Doamne, astăzi, martie 25, cât am reușit eu să fiu fără prihană? Mai e un pic și se termină seara și mi-am dat examenul. Și veșnic rezultatul va rămâne în cărțile care se vor deschide într-o zi. Cât am reușit eu să fiu un om fără prihană? Este o întrebare cu care ne vom culca, cu care ne vom trezi și este o întrebare cu al cărei răspuns într-o zi vom sta în fața judecății. Și atunci ni se va spune, du-te blestematule sau vino binecuvântatule. Ce-mi va spune Dumnezeu mie? Mă rog Domnului pentru fiecare dintre dumneavoastră, scumpii mei frați și surori, alături de care alerg spre cer, nouă și caselor noastre, în ziua aceea cu bunăvoință, să ni se spună, vino rob bun și credincios și moștenește împărăția. Haideți să ne pregătim de rugăciune, rugăciunea cu care vom încheia, rugăciunea în care ne vom dedica, în care ne vom cere iertare, dar îi și vom mulțumi Domnului, după cântarea de cor. Să medităm în timpul acestei cântări la cuvintele spuse de Domnul nouă în această seară și apoi să avem un moment de meditație și de rugăciune. Și să plecăm de aici cu decizia de a fi fără prihană. Și Sfântul Dumnezeu să ne ajute pe fiecare dintre noi. Amin.